Urmărim pe premierul Nicolae Ciucă, face declarații chiar în acest moment la sărbătoarea Partidului Național Liberal. Sărbătorește 148 de ani de existență și am avut posibilitatea ca împreună cu echipa de conducere a Partidului Național Liberal să ne reculegem la mormântul familiei Brătianu. Stimați colegi, astăzi marcăm nu doar istoria Partidului Național Liberal ca partid, ci o parte din istoria țării noastre. Din acest motiv, am considerat că este important ca astăzi să fim aici, chiar dacă avem foarte multe probleme de rezolvat și pe care, cu certitudine, așa cum am reușit în această perioadă, în acest an și jumătate, să le rezolvăm, le vom rezolva și pe acestea. Partidul Național Liberal a fost parte activă a marilor evenimente care au marcat trecutul țării noastre. Premierul Nicolae Ciucă, doamnelor și domnilor, discurs la împlinirea 148 de ani de existență a Partidului Național Liberal. Ne mândrim cu realizările noastre istorice. Astăzi ne concentrăm pe prezent și viitor, spun liberalii. S-au adunat în cadrul unui eveniment solemn care are loc în județul Argeș.